Trei persoane au fost împușcate într-un nou atac armat în Statele Unite ale Americii. Atacul a avut loc lângă una dintre cele mai importante stații de metro din New York. O persoană dintre cele împușcate a murit. Incidentul s-a petrecut la începutul acestei săptămâni, în afara stației de metro. Cele trei persoane împușcate sunt bărbați, iar atacatorul a reușit să fugă de la fața locului.